Avogaz contractează servicii dubioase de asistență juridică de la organizații controlate de cetățeanul Valerian Mânzat. Noi în mai am înaintat o petiție la Ministerul Economiei și am întrebat de ce, cine admite contractarea acestor servicii dacă Moldova Gaz are propria subdiviziune juridică. La sesizările noastre, Ministerul se eschivează să dea un răspuns explicit ce se întâmplă și o să dau citire. Așa, deci pe 8 iunie noi am primit răspuns de la Ministerul Economiei, semnat de viceministru Valeriu Trigoi, și el aici menționează că, în prezent, Moldova Gaz nu are careva relații contractuale cu cetățeanul respectiv, iar acesta nu prestează careva servicii în calitate de avocat pentru ASA Moldova Gaz. Așa. La sfârșit. Prestarea serviciilor de asistență juridică a cetățeanului Valerian Mânzat, menționate de, în adresarea dumneavoastră, adică în adresarea noastră, nu corespund realității. Ok. Deschidem site-ul cetățeanului Valerian Mânzat. El aici spune cu litere mari că eu sunt avocat principal la Moldova Gaz. În septembrie 2014, Mânzat se laudă în revista Business Class că el administrează compania Legal Solutions, care are contract cu ASA Moldova Gaz. Deci noi punem o întrebare simplă. Valeriu Triboi și Valerian Mânzat, cine dintre voi minte? Cu alte cuvinte, mai popular vorbind, cine dintre voi e balabol? Da, deci trebuie să clarificăm subiectul ăsta. Este contract între companiile controlate de Mânzat cu Moldova Gaz sau nu este contract?